Colangiopancreatografia reprezintă metoda cea mai evoluată actualmente de evaluare a tractului hepatobiliar. Metoda imagistică care evaluează nu atât căile biliare principale și pancreatice, cât și zonele adiacente acestora. Ca și metodă de investigație, este metoda aleasă de cele mai multe ori datorită timpului scurt. Nu necesită o pregătire specială, este o metodă de investigație care nu necesită abord venos. În decursul a 10 minute se pot da date clare despre calitatea tractului biliar și pancreatic și nu în ultimul rând despre patologia asociată, în cazul unei obstrucții de ampulă bacteriană sau unei pancreatite asociate. Colangiopancreatografia REM este examenul ales de cele mai multe ori de medicul curant ca și metodă suplimentară și de lecție, să spunem, în diagnosticarea de acuratețe a obstrucției biliare. Supraadăugat un examen ecografic sau un examen de computer tomograf, colangiopancreatografia REM pune în evidență tiparul obstructiv, calitatea calculilor biliari înclavați și a locusului acestora. Pacienții pot beneficia de examenul colangiopancreatografic REM în urma unei trimiteri de la medicul chirurg de cele mai multe ori sau în urma unei simptomatologii brusc instalate. Se poate face examenul la cerere, nefiind un examen care să necesite un tipar special investigațional. Adresabilitatea este strict limitată pacienților în primul semestru de sarcină, doamnelor în primul semestru de sarcină, pacienții care au implantat un stimulator cardiac și, de ce nu, dar rămâne discutabil cazul pacienților claustrofobi. Tiparul investigațional se rezumă la 10 minute de examen, timp în care pacientul va sta culcat, întins, fără a avea nevoie de asistență suplimentară. Este bine știut, REM-ul este un examen non-invaziv, nu este radiant. După decursul celor 10 minute de investigație, putem spune că avem parte de un rezultat imediat. Reconstrucția imaginilor se face în timp real, astfel datele clinice despre calitatea obstrucției pot fi date pacientului imediat, cel târziu a doua zi, măsură în care se poate lua o decizie terapeutică chirurgicală, non-chirurgicală sau se poate investiga adițional cu un examen endoscopic.